Clasicul roman al lui Alexandre Dumas, Contele de Monte Cristo, este una dintre cele mai faimoase și mai iubite cărți de aventuri din toate timpurile. Însă această poveste, despre nedreptate și răzbunare, s-a bazat pe o persoană reală, pe nume François Picot, care a fost închisă pe nedrept pe baza unor acuzații false. Mai târziu, Picot a scăpat de închisoare și după ce a recuperat o comoară îngropată, s-a întors la Paris pentru a se răzbuna pe cei trei prieteni geloși care îl acuzaseră în mod absurd. François Picot a fost cizmar în Nîmes, Franța. În 1807, Picot s-a logodit cu o femeie bogată pe nume Marguerite Vigoreux, dar unul dintre prietenii săi, Mathieu Lupin, care ar fi dorit să se însoare cu Vigoreux, a devenit gelos pe viitorul mire. Împreună cu alți doi bărbați, Solari și Chobar, Lupin l-a acuzat pe nedrept pe Picot că ar fi spion și agent regalist în solda Angliei. Un al patrulea prieten, Antoine Alu, știa de conspirație, dar nu l-a alertat pe Picot. În ziua anunții sale, Picot a fost arestat și dus la închisoare în mare secret. A petrecut 7 ani în fortăreața alpină Fenestrel, acum în Piemont, Italia, neștiind nici măcar de ce a fost arestat până în al doilea an de detenție. În timpul încarcerării sale, Picot a săpat un mic pasaj către o celulă vecină și s-a împrietenit cu un preot italian pe nume Tori, care era deținut acolo. Un an mai târziu, Tori, aflat pe moarte, i-a lăsat moștenirea lui Picot o comoară pe care o ascunsese în Milano. Când Picot a fost eliberat, după căderea guvernului imperial francez în 1814, el a intrat în posesia comorii și s-a întors la Paris sub un alt nume. Și-a petrecut următorii 10 ani plănuind răzbunarea împotriva foștilor săi prieteni. Mai întâi, l-a găsit pe Alu la Nîmes și acesta, în schimbul unui diamant mare, i-a povestit povestea denunțului său. Picot a mai aflat că Lupin cumpărase o cafenea pe Bulevardul des Italiens, datorită zestrei lui Marguerite Vigoreux, cu care se căsătorise la 2 ani după arestarea lui Picot. Picot l-a ucis mai întâi pe Chobar, înfigându-i un pumnal în inimă. Apoi a determinat-o pe fica lui Lupin să se mărite cu un infractor recidivist, pe care l-a dat apoi în vilag, dezonorând astfel numele familiei Lupin. Picot a incendiat restaurantul lui Lupin, lăsându-l pe acesta falit. În final, l-a otrăvit mortal pe Solari și fie l-a manipulat pe fiul lui Lupin să fure niște bijuterii de aur, fie i-a înscenat acestuia faptă. Băiatul a fost trimis la închisoare, iar Picot l-a înjunghiat mortal pe Lupin. Aliut, care a aflat de fapta lui Picot, a pus să fie răpit și a cerut bani. Când Picot a refuzat, Aliut l-a rănit mortal. Un Picot muribund a fost găsit în cele din urmă de polițiști, iar aceștia i-au înregistrat mărturisirea înainte de a muri din cauza rănilor. În 1828, refugiindu-se într-un cartier sărac din Londra, Aliut, bolnav și aflat pe moarte, a chemat un preot francez și i-a dictat întreaga poveste înainte de a muri. Povestea a apărut pentru prima dată în memorii din arhivele poliției pariziene de Jacques Pequet, publicate în 1838. Alexandre Dumas a dat întâmplător peste această poveste și a recunoscut acest lucru într-o notă intitulată Pierre Picot, istorie contemporană, care a apărut ca anexă la roman. Cu toate acestea, istoricii pun la îndoială autenticitatea povestirii. În primul rând, povestea este prea fantastică, iar în arhivele poliției nu există nicio înregistrare a lui Pierre Picot. Se pare că povestea pe care Alexandre Dumas o considera adevărată este de fapt o ficțiune creată de Jacques Pequet pentru a romanța arhivele poliției. Arhivele au fost distruse într-un incendiu în 1871. Având în vedere imposibilitatea de a ajunge la sursă, unii cercetători au emis ipoteza că memoriile lui Pequet ar fi fost de fapt opera lui Étienne Léon de la Mothe-Langon, un scriitor francez
cunoscut pentru numeroasele sale memorii apocrife și pentru lucrările sale istorice controversate.